sezon foarte bun, poate cel mai bun al carierei la echipa națională pentru trofeul Carpați. Spuneți foarte optimistă. Da, ca de obicei. Da, sunt foarte optimistă. Am venit aici să ne pregătim, să jucăm împreună, să ne simțim bine împreună, să... E o săptămână în care ne putem antrena și pregăti puțin mai relaxate, să zicem așa, și să pregătim mai intens ceea ce avem nevoie. Aveți un nou antrenor, Thomas Vide, o nouă filosofie, o nouă strategie. Vă înțelegeți, bănuiesc, deja ok, că am văzut că un antrenament a fost cu zâmbetul pe buze. Thomas nu este nou. Da, pentru unele fete este nou, într-adevăr, noi strategii, să zicem așa, dar am fost foarte concentrate astăzi, mi s-a părut, și atente la ceea ce ne-a spus să facem și cred că da, e bine. Urmează trofeul Carpați, veți întâlni două echipe cu un stil de joc ciudat. Angola, echipă foarte fizică, și Japonia, echipă foarte rapidă. Nu știu, vă ajută foarte mult? Numai că ne ajută. Eu cred că orice meci ne ajută, o să ne ajute. Și sunt binevenite astfel de meciuri, să vedem unde suntem, ce avem de pregătit, să învățăm de fiecare dată din greșeli. Și, da, o să fie bine, cred. Angola am avut probleme, să nu uităm. Poate că mai de asta ne poate ajuta acest meci. Da, normal că am avut probleme și la noi acum echipa, doar o spun mereu, nu mai e la fel. Japonia anul trecut sau acum 2 ani, nu mai rețin bine minte, a jucat foarte bine acum 2 ani, a jucat bine cu, foarte bine cu Olanda, din câte știu era cât pe ce să le scoată, deci nici Japonia nu este o echipă de neglijat, dar eu cred că nu asta e important pentru noi, important e să ne facem noi treaba, să jucăm relaxat, să jucăm bine, să fim concentrate, focusate pe ceea ce avem de făcut și să jucăm handball, pentru că până la urmă toată lumea știe ce avem de făcut, ca asta facem zi de zi. Păi pentru tine, poate, în acest, să zicem, nou rol, în absența Cristinei, Izei, teoretic nici nu și considerată vedeta lotului actual, e ceva ciudat pentru tine? Nu vreau să fiu considerată așa, eu de fiecare dată îmi fac treaba cu foarte multă, foarte multă seriozitate, nu mă consider vedetă, mi s-au întâmplat lucruri frumoase, mă bucur de ele, dar cam atât. Urmează un an dificil, un an preolimpic, urmează că e un vis mare să ajungeți la Jocurile Olimpice. Da, normal, îmi doresc foarte mult, este ceea ce îmi doresc și mi-am dorit mereu. Am avut și, să zicem așa, momente în care am suferit din cauza asta. Normal, îmi doresc foarte mult să ajungem la Jocurile Olimpice, însă până atunci vom avea foarte multe meciuri de pregătire, de meciuri amicale, calificări, după aia campionat mondial și după aia mai vedem.